Bună ziua, Drinkaholics! Astăzi este a doua zi de Paște, noi avem un super invitat și suntem super emoționați! Să începem! Dar hai să vă zic totuși ce invitat avem! De fapt, nu o să vă las să ghiciți. În primul rând, este solistul unei mari trupe de la noi. Acum, noi astăzi avem un vin și asta are o legătură, pentru că vinul este făcut din struguri, strugurii sunt făcuți în vie, deci, da, e Adi Despot. În pandemie, Adi Despot a analizat ceea ce și Drinkaholics analizează de ceva timp, și anume că lumea nu prea bea cu cap. Și a început proiectul Smart Drinking, unde el aduce băuturi din străinătate interesante, care, bineînțeles, mai întâi trec prin filtrul lui de rockstar de peste 20 de ani. Bun filtru. Bun filtru. Astăzi avem un primitivo de la Maso Antico, care se găsește doar la Alpha Drink acum. Dar de ce să vă povestesc eu că nu are niciun sens? Să vă zic că Despot. Până atunci, eu și Nisia o să stăm aici, o să ne aducem aminte de concertele frumoase de la Vița de Vie. Haide! Bun, perfect. Noi avem pregătit niște întrebări. Dintre care prima este cea cu care începem cu toată lumea, și anume, care e prima ta amintire cu alcoolul? Prima. Ce e interesant la alcool, că de obicei îl recomandă lipsa amintirilor. Da, corect și asta, dar măcar începutul. Primul pahar îl trebuie să ți-l aduci aminte. Să zicem că prima amintire legată de alcool vine de la Arad, de la unchiul meu. Mergeam în fiecare sfârșit de săptămână la el la masă. El era un mare băutor și punea și pentru copilul Adrian un pahar cu beruță. Deci practic am intrat în rândul, mi-am făcut inițierea cu bere. Un pahar cu beruță însemnând nu știu, ceva extrem de mic așa. Da. Pentru copii. După aia beruța în câțiva ani s-a transformat în vijinată la sfârșitul mesei și așa mai departe. Așa am început. Ești primul care a zis de bere. Toată lumea a zis ori de vodka, ori de un lichior ceva super dulce ca să nu... Eram foarte mic, adică probabil că aveam 8 ani. Ar fi fost o crimă să dea unui copil de 8 ani deja lichior. Dar m-am descurcat eu după aia, sigur. Am ajuns eu la ele. Și cărei băuturi nu îi spune nu niciodată? Un tip de băutură? Sunt zile în care nu beau. Și ce îmi place la băutură în general este că, de aici vine și pericolul ei, că în timp am casa mea a devenit un templu și nu mai am niciun drive să ies afară din casă, să mă întâlnesc cu cineva, să bem ceva, că pentru că am plină în casă tot ce îmi pot dori pentru orice fel de mood sau state of mind, stare, cum vrei să spui în română, în care sunt. Adică dacă am chef de whisky, am whisky. Dacă am chef de vin, am vin. Dacă am chef de vin spumant, îl am și pe ăla. Dacă vreau altceva, rom, coniac. E un bar întreg acolo. Am absolut tot, știi? Și atunci mai degrabă pot să-ți spun ce nu beau niciodată. Ce nu beau? Vodka. Niciodată? Absolut niciodată. Am exagerat mult cu vodka când eram mic, adică, mă rog, adolescent. Am plecat destul de tânăr în turnee și pe vremea aia, imediat după Revoluție, nu aveam bani și fiind rockeri trebuia să bem, pentru că pe chitara lui James Hetfield de la Metallica scria More Beer. Noi beam foarte, foarte multă bere, după care am trecut la vodka, vodka fiind prostia aia, Motorola aia pe care o cumpăram din Gara de Nord, sticla aia de plastic, mă rog, voi nu știți. Nu, asta vreau să zic. Chiar încercam să-mi construiesc o imagine. Da. Există și acum, apăruseră sticlele de vodka la PET, alea de plastic, la 250 sau la 500 de mililitri. Da, imagine de săniuța, ceva micuț așa. Ceva de genul ăsta și Scandic parcă erau și pe ele, scria băutură alcoolică cu aromă de vodka, adică era ceva... Nici măcar nu era vodka. Fucking... Și s-a exagerat foarte mult cu chestia aia până în ziua când am zis stop. Și deși vodka este recomandată ca o băutură care nu are miros,
și cunosc mulți adulți care făceau o prostie îngrozitor de mare, și anume consumau băuturi alcoolice după care se suiau la volan, da, și beau vodka pentru că spuneau că vodka nu se simte în experiență. I don't know. Se simte vodka. Eu dacă o simt, fug, deci nu mai. Deci asta e una, vodka, iar altă chestie pe care nu mai pot să o beau și mi-a rămas așa în cap o aromă foarte puternică care îmi provoacă dezgust. Undeva prin 90 și ceva apăruseră la Arad niște băuturi ungurești, Borot și Ceresni. Borot era o pălincă de piersici, parcă, și Ceresni era o pălincă de cireșe. Uh-huh. Ele ne fiind neapărat pălinci standard, ci niște bombe chimice. Erau tot așa niște băuturi foarte ieftine și ne erau la îndemână, nouă găștii de rocări. Și am exagerat și cu chestiile alea, mă rog, ca orice copil adolescent, da, trebuie să exagerez să vezi până unde. Și totul s-a încheiat în București la ziua unui prieten, împlinise nu mai știu câți, hai să zic 21 de ani, ca să fim în termen legal. S-a terminat cu un pahar de un pic de Borot cu un pic de Ceres peste, umplut paharul cu șampanie și după care puteți uita. De-a doua zi n-am mai suportat aroma asta de piersici pe care o găsiți, de exemplu, nu știu, în odorizante de cameră și așa mai departe. Ha, când simt miros, nu, s-a încheiat, s-a terminat cu piersicile pentru mine. Da, apropo de copii, copilor tăi le-ai făcut un instructaj, gen, bă, dacă vă duceți, nu faceți așa, nu... Băi, le-am făcut un oarecare instructaj, dar e ceva ciudat acolo. Toma are 16 ani și nu bea. Da. Nu bea deloc, adică... E împotrivă sau nu-i place? E cumva împotrivă pentru că, normal, fiind și el înconjurat de adolescenți, la vârsta asta adolescenții bravează și a fost la niște party-uri unde s-a întâmplat, s-a exagerat și așa mai departe. Nu i-a plăcut ce a văzut și a zis nu, asta nu. Înseamnă că e un copil foarte responsabil. I know, da, dar ceva e suspect pentru că nu, eu nu sunt adeptul exterminării unui lucru din viața ta, știi? Plus că există o vorbă printre noi adulții, cum era atunci când eram copii, să n-ai niciodată încredere în omul spân. Omul care nu bea. Să n-ai încredere în omul care nu bea. Oamenii care nu beau sunt oameni suspecti de ceva. Atenție, tata. Da? Tata e un genul ăsta de om. Nu, a băut și nu mai bea sau n-a băut niciodată? Niciodată. Da. Mi s-a părut mie că ai o față curățică și tu. Da. Asta e că el n-are față curățică, asta este problema. Da, și atunci i-am zis, ok, bravo, e decizia ta, bineînțeles. Nu exclude de tot chestia asta, încearcă. Iar Maia, care are 14 ani, nici ea nu este, cum să zic, să nu fie cumva, să sune prost așa sau împotriva legii, pentru că știi cum e, de fiecare dată când intri pe un site de alcool trebuie să ai minim 18 ani ca să... Bun, copiii mei sunt minori încă, dar cum să zic, nu suntem genul de părinți care pun lacăt la frigiderul de vinuri și au cheie și atunci când pleacă de acasă îl lasă închis, ci mai degrabă am ales să fie la liber lucrurile în casă, ca să nu intrăm în faza cealaltă, știi, de fructul oprit. Asta vreau să zic, da. Că automat când părinții interzic ceva, parcă atunci e mai... Da. Că și la mine acasă, când eram, avem un băruleț acolo cu fel de fel de... Dar niciodată nu m-am dus la el să zic, mamă, o să iau această vodcă și o înlocuiesc cu apă ca să... Păi știi cum e, aveți voie să intrați în acest palat, aveți voie să intrați în toate camerele,
cu excepția unei singure camere. În camera aia nu aveți voie să intrați. Ah. Și pleacă. Toată lumea e la ușa, dar nu are voie să intre. Exact. Da. Deși și eu am un frate care este minor. Nu, nu mai minor. Doamne, nu mai minor. A făcut 18 ani în pandemie. Deci am uitat, nu se pune că a făcut 18 ani. Și părinții mei au ales să facă același lucru. I-au prezentat toate opțiunile. Au zis, bă, uite, astea sunt. Dacă vrei, poți să guși din ele. Da. Ca să știi, să nu te duci la vreo petrecere, să zici, mă, whisky, dă toată sticla și vezi după. Da, 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 da. Adică mai bine așa, da. Dacă, de exemplu, ai fi la un concert și a fost un super succes, la ce băutură vei după ca să sărbătorești? La concerte... Trebuie să fie o băutură de succes. Nu. Nu? Eu am o relație foarte prietenoasă cu băutura. Pentru că o cunosc, i-am fost cobai o lungă perioadă de timp. Nu știți voi ce însemna să fii rocker în 90 în România, adică trebuia să faci toate prostiile. Așa că practic am trecut prin tot, am experimentat tot ce se putea experimenta. Și atunci ajuns la vârsta la care am început să-mi pun, să caut calitate în lucrurile pe care le beau. Am încercat să descoper un mod de a bea sănătos, dacă se poate spune. Conceptul meu se numește smart drinking și e foarte asemănător cu ce vorbeam mai devreme. Ca siglă, o să vă trimit să o vedeți, e un omuleț. Hai să-l și găsesc. Aha. Pe galben sau pe alb-negru? Pe alb-negru, hai. Bine. Asta este. A, e ca și cum bei cu cap. Exact, e un omuleț care bea cu cap. Da, foarte drăguț. Mă rog, o să vă trimit. Da. Și practic asta încerc să fac de o bună perioadă de timp. Noi la concert avem riderul tehnic, unde sunt trecute echipamentele și există o subsecție care se numește riderul de ospitalitate. Riderul de ospitalitate, formațiile mari cer 7 prosoape sfințite, flori, un leopard, tot felul de chestii. Noi avem doar niște prosoape și... Nu sfințite. Nu. Niște banane, cred că niște oleaginoase, apă și alcool. Iar la alcool lista e destul de mare. Adică suntem... este și mare și este și specifică. Adică sunt trecute acolo 3 sticle de single malt, care trebuie să fie, am fost destul de generoși, știi? Ori Glenfiddich de 15 ani, Ardbeg de 10 ani, mă rog, ce ne place nouă să consumăm. 2 cutii de vin alb, sec. A fost foarte complicat cu Riesling-ul pentru că... prea există Riesling nu știu, pe toate drumurile și atunci pentru organizatori a trebuit să punem Sauvignon Blanc și Chardonnay. Uh-huh. Vinul roșu l-am scos pentru că nu am găsit niciun fel de pairing ca timp când am putea să bem vin roșu să ne bucurăm de el. Ah, okay. Pentru că înainte de concert e orar, asta se bea acum, asta se bea acum, asta se bea. Bineînțeles, da, păi este armată, nu se bea oricum. Se bea organizat. Exact, se bea organizat și se bea într-o ordine, se face pauză când trebuie să se facă pauză, fiecare băutură se bea din paharul ei. Toate case-urile instrumentelor mele, chitările mele, de exemplu, au case-uri custom-made de niște prieteni care fac case-uri aici. Pentru că cântam la multe festivaluri unde de obicei tot ce înseamnă veselă în spatele scenei este de plastic. Și nu din snobism, ci pur și simplu din pasiune. Nu mai beau din pahare de plastic. Uh-huh. Dacă n-ar exista pahare, probabil că nu aș bea alcool. Exact. Dacă ar exista doar vodcă pe pământ, din nou nu aș bea alcool. Și atunci fiecare case este chitara, lângă chitară este un loc, un burete, în care este un loc de un pahar de vin.
Chiar okay. Stă foarte frumos acolo și un desfăcător, știi? Și atunci, tot timpul, dacă nu cunoști vița de vie, dacă nu știi cum arată băieții, băieții aia care au pahare de sticlă cu pahar, cu picior lung, la festivaluri când toată lumea bea din pahare de plastic, aia sunt vița de vie, știi? Fair enough. Și atunci, după concert, ce bem, probabil... ne bucurăm de selecția pe care am făcut-o înainte de concert. Întotdeauna Glenfiddich-ul de 15 ani este binevenit, este o bucurie de fiecare dată când deschizi o sticlă, de fiecare dată când îți pui în pahar, este o bucurie. Și am această obsesie pe care probabil că nu o să mi-o împlinesc niciodată, sau dacă o voi face, voi fi arestat și dat în judecată. Glenfiddich-ul de 15 ani se face într-un mare, mare tank care se numește Solera, în care se pune în continuu whisky de 15 ani acolo. Și există whisky de 15 ani încă de acum, I don't know, 40 de ani, ceva de genul ăsta. Deci e un mare cupaj de 15 ani din diverse perioade, știi? Și eu nu visez decât cum mă duc eu și mă uit așa de sus la ăsta și țup! Chiar puțin înăuntru acolo, da. Sunt nebunii după conceptul ăsta. Cred că sunt nebunii pentru că la fel ca la chitări, îmi plac chitările, îmi place lemnul foarte mult. Probabil de aici și pasiunea pentru butoi și pentru chitări. Îmi plac chitările second hand. Nu-mi place să-mi cumpăr instrumente noi. Îmi plac instrumentele folosite deja, pentru că mi-a intrat mie în cap ideea asta că un instrument folosit ajunge la tine cu puțin din sufletul fostului proprietar și parcă ar fi înăuntru în chitară un duh acolo pe care trebuie să-l încânți, să-l descânți și să iasă afară. Și după aia chitara stă la mine, puțin din duhul meu intră în ea și apoi și pleacă mai departe la altcineva. Cât de frumos e frecvința de capul. Apropo de Glenfiddich, noi când ne-am apucat să facem emisiunea, tata a fost sponsorul numărul 1, apoi a venit Bogdan de la Fadrin. Așa. Și el i-am zis ideea noastră și el ne-a dat un Hennessy și un Glenfiddich, care e de 15 sau de 18, nu știu, de 18 este. Uh-huh. De 18. Și a rămas tot timpul că el a fost primul susținător al, okay, al emisiunii. Și alea sunt pline în continuare? Glenfiddich-ul, da. Hennessy-ul, da, Glenfiddich-ul e pe jumătate. Da, e pe jumătate. Da, Hennessy-ul e, da. Pentru că se făceau chestii de-astea când eram... când eram încă, locuiam cu ai mei și se fac în continuare la petreceri. Bineînțeles că aveam stash-ul nostru, dar la un moment dat se termina și intram în stash-ul părinților. Și, ca să nu se prindă, se umpleau sticlele alea cu apă la loc, știi? Deci, și nu era rău când se prindeau? Acum să mergem la Constanța de Paște, o să dăm într-un macadam speriu. Dar, în general, are rol cu o băutură care este a lui? Trebuie să fie berea. Berea? Da. Îmi imaginam cumva că e whisky, nu știu de ce. Băutura de bază pentru Brock trebuie să fie berea. Este o băutură care i s-au dedicat atâtea cântece în anii 80, 85, 90, 95. Era o băutură ieftină și care se putea bea mult. Noi am început să bem bere, ți-am zis, pentru că noi eram generația de rockeri din 88-92 din București. Se bea bere proastă la Grădinița, la Turn, în Romană, unde e magazinul Senia acum. Se bea bere din aia cu bicarbonat, puneam sare pe gâtul halbelor, era ceva îngrozitor, dar grotesc, dar în același timp foarte foarte dătător așa de niște amintiri plăcute. După bere, bineînțeles că au urmat distilatele. Nu putem să vorbim de 92-93 de whisky în România. La un moment dat a ajuns și Jack Daniel's în România, dacă vrei. Jack Daniel's este o altă băutură cumva care are ștampila de rock pe ea.
pentru că a fost băutura predilectă a lui Lemmy de la Motorhead. El avea tot timpul o sticlă de Jack Daniels lângă el și atunci, fiind și pe model black și fiind și americană, a rămas și ea cu ștampila de rock. Cam astea ar fi. Pe de altă parte, toți anii 80 s-au îmbibat în vodka, deci... Deci nu e, uitam da, de partea aia. Da, se bea mult și prost. Da. Oare din cauza influențelor ruse? Yes, why not? Probabil că vodka în America părea așa ceva foarte fancy. Dar sunt povești inclusiv cu Rolling Stones la primul lor turneu în America, când erau încă nu se producea în America legal băutură și tirul lor a fost prins pe șosea plin cu cutii de moonshine, de suica lor. Erau plătiți în... în ce se găsea și avea omul pe acasă, știi? Da. Un fir de mult. Da. Dar rock-ul tot timpul a, sau mă rog, în perioada lui de 80-2000 a promovat în continuu imaginea asta de exces. Da. Totul trebuia să fie mult, gagicile trebuiau să fie multe, băutura trebuia să fie multă, mă rog, bineînțeles și droguri, dar din fericire în perioada aia drogurile încă nu intraseră în România și atunci făceam și noi ce puteam, berea aia proastă și din când în când niște vodka. Da, nu, vodka pentru, cred că pentru generația asta noastră e mai ceva foarte basic, pentru că era tot timpul în cluburi, când era, da, era pe masă o sticlă de vodka și aia era ieftină și da, da, da. Aia era. Da, acum asta vreau să zic, o să te rog pe tine să deschizi sticla, pentru că eu n-am reușit până acum să deschid nicio sticlă ca lumea. Bine, e o șmecherie, bă, se taie cumva asta în cruce dacă e să te uiți la, și după aia se scoate, dar nu mai ieși niciodată. E ok. Așa că... O să iau clasic. Grigo are talentul de a strica inclusiv docul de la... Da, tocmai de aia nu mă... Da? Da. Îl rup, cumva. Ultima oară l-am avut invitat pe Dragoș, pe Puia. Așa. Și cu vinul lui și... Și m-am ambiționat eu să vreau să deschid. A reușit să rupă efectiv domnul. Și apoi am zis, nu poți să-l deschizi tu, te rog. E adevărat că vă trebuie și vă un tir bușon mai... Mai de Doamne ajută. Da, asta e... Cred că o să rup și eu. Bine, atunci, clasic. E bine atunci. Mulțumesc. Ce îmi place la la băutură în general, îmi place tabietul băutului, aranjatul, descântatul, toată chestia asta. Nu-mi place, de exemplu, să facem mizerie la masă. Și atunci o să pun chestia asta aici, pentru că nu sunteți pregătiți cu... Da, corect. Mai așa un din ăla. Asta e un Primitivo 2019, 99 de puncte, Luca Maroni. Primitivo de Salento și... Ce mios puternic are. El este, dacă vrei, calul meu troian. De mult, fiind pasionat de băutură, de mult mi-am dorit să fac ceva în sensul ăsta. Și din experiența mea de 25 de ani de cântăreț într-o trupă de rock, which is a lot, dacă e să te gândești la băutură, m-am gândit să sintetizez așa o mică parte din ea și lucrurile care mi-au plăcut și lucrurile care nu mi-au plăcut în industria română de băuturi, să le schimb cumva. Și atunci... tot timpul mi-a plăcut să știu că banii pe care îi dau pe o sticlă sunt bine investiți, adică sticla merită. Urăsc să plătesc bani pe băutură și ea să nu corespundă prețului. Și atunci, când am pus prima oară gura pe primitivul ăsta, l-am găsit într-o mică cârciumioară italienească, am zis, man, ăsta este cel mai bun primitivul pe care l-am băut. Și mi-am luat inima dinți împreună cu un prieten, am contactat producătorii, mi-am schimbat caenurile la societatea comercială, acum pe lângă ce aveam eu, drepturi de autor, organizat spectacole și așa mai departe, am și caenurile pentru a vinde vinul ăsta, am angajat un importator, am cumpărat vinul din Italia, ne-a ajuns la poartă la depozit, l-am descărcat eu împreună cu Dan, foarte frumos, și am început să-l scoatem pe piață. Deci sunt...
Nici nu știu ce scrie că sunt aici. Deocamdată sunt distribuitor oficial și importator, mă rog. Dar da, ăsta este vinul pe care noi l-am adus în România. Păi el se găsește la Alpha Drink. Alpha Drink, și da. Este cel mai bun primitivo pe care l-am băut. Teoretic, zona de primitivo, există zona Manduria, care teoretic este fruntașă, după care este acest primitivo de Salento. Numai că el este făcut atât de bine și este făcut atât de bine, adică el primește 99 de puncte Luca Maroni cam de 4 ani încoace. Ne miroase a struguri extra copți. Așa se face în zona aia, da, 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 da. Asta este primitivul. Are marea calitate că... Tu stai și te uiți la noi acolo, da. Salivezi puțin. Are marea calitate că primitivo nu este un soi nobil. Dacă vrei, printre pasionații de vin, primitivo este ceva așa pe lângă care trecem. Hai să vorbim de vinuri serioase, nu de primitivo. Dar mie mi se pare că el are toate calitățile pe care trebuie să le aibă un vin pe gustul meu. În sensul că se poate bea direct din sticlă. L-ai desfăcut, ți l-ai pus în pahar, el este bun deja. Dacă l-aș la decantat jumătate de oră în sticlă, o să vezi cât se schimbă și în cât de frumos devine. Se poate bea inclusiv vara, bineînțeles, puțin mai rece, de 16 grade, 12, ceva de genul ăsta. Merge în pairing cu aproape orice fel de mâncare. Este, din punctul meu de vedere, este dacă ar veni extraterestrii și ar lua toată producția de vin de pe pământ și nu ne-ar lăsa decât primitivo, eu aș fi mulțumit. Perfect. Sper eu să-l lase pe ăsta pe care l-am găsit noi și l-am adus, pentru că din toate primitivurile pe care le-am băut, el la Alpha Drink, de exemplu, ajunge la raft cu 78 de lei, dar el este un vin care se bate de la egal la egal cu vinuri de 120 de lei, 140 de lei. Adică calitativ este incredibil și, cum să zic, am făcut chestia asta cu mai mulți prieteni, am făcut inclusiv degustări în blind de primitivo. Și nu doar de primitivo, și de alte soiuri italienești, printre care am degustări în blind, adică în blind, știi cum se fac, se ia sticla, se acoperă cu o bucată de hârtie, nu știe nimeni ce e nou, ce e, știi? Da. Și ne dăm cu părerea. Ce soi poate să fie și cum îți place. Dar de unde pasiunea pentru vinuri? Că dacă știi atâtea chestii, trebuie să fie acolo ceva. A fost foarte ciudat, așa, că pe noi ne cheamă Vița de Vie, dar în momentul în care a fost botezat Vița de Vie, niciunul din noi n-avea niciun fel de legătură cu vinul. Era, ne-a trebuit un nume și pentru că toate numele bune erau luate, ok, Vița de Vie, să rămână asta. Erați cumva într-o vie nume? Nu, eram într-un studio și cineva ne-a confundat cu sarmalele reci, știi? Noi n-aveam nume. Okay. N-aveam nume și cine să știa sarmalele reci? Sunetistul a zis, nu frate, sunt Vița de Vie. Ok, bine, așa să rămână. Și încet, încet m-am apropiat de lumea vinului. Undeva prin anul 2000 și ceva, nu mai știu cât, n-am noțiunea timpului, la mine e ceva extrem de vag, am fost împreună cu un prieten la o degustare de vinuri, care se ținea, era făcută de un tip din Cluj și se făcea la un restaurant care se numea Dada. Da. Erau niște degustări foarte interesante. El era un fel de scouter de vin, aducea vinuri de prin lume, preponderent în Franța. Cei de la Dada făceau un pairing, ceva foarte gurmanderist, așa. Și era o gașcă elitistă care participa la acele degustări. La acele degustări eu m-am dus novice total, adică nu știam absolut nimic despre vin, nu știam nimic despre nimic. Îmi plăcea teoretic ideea, ok, hai să vedem. Și ne-am așezat la masă, fiecare a primit o foiță, trebuia să punctăm vinurile care, pe care le consumam. Se începea cu 3 roșii, pauză de un alb, după care încă 2 roșii. Și ele, bineînțeles, erau într-un crescendo făcute. La fiecare soi de vin venea un alt aperitiv, tapas, mă rog. Și
când a trecut doamna să ne pună în pahar, am văzut noi că punea ea foarte puțin în pahar și... Este omul și cred că o mancă. Pune, la noi pune, că n-a venit de cealaltă. Știi? Și am venit să bem. Bun, s-a văzut cum se iau paharele, se... resturi de zahăr. Uităm în lumină, culoare, purpurie, mă rog, niște oameni destul de interesanți așa, dar foarte caragioși pe, pe gustul meu, pentru că se luau foarte în serios, știi? Când venea vorba de băutură și asta încerc eu să nu fac, știi, atunci când vine vorba de băutură. Nu sunt un conesor, sunt pur și simplu un pasionat. Uh-huh. Sunt un om din popor, dacă vrei, care vrea mai mult de la băutură. Well, și după ce se mirosea și se învârtea paharul, atunci am învățat și că un băutor de vin trebuie musai să facă așa pe masă în timp ce vorbește cu tine, știi? Adică e deja un gest reflex. Așa. E, mă uit, vorbesc cu tine și paharul ăsta trebuie amestecat. Partea proastă a gestului ăsta este că la un moment dat începi să amesteci orice fel de pahar ai în față. Adică dacă n-ai vine un pahar cu apă și vorbești cu cineva, faci așa, se vede. Omul care are ticul ăsta înseamnă că e un om care bea, știi? Uh-huh. Așa, bun. Și s-a ridicat primul în picioare. A gustat fânul din hambarul bunicii. Dacă nu simțea pe tot. O nuanță de bălegar. Prăjitura cu nucă a copilăriei mele. Și eu eram cu Virgil și ne uitam, what the fuck, dude, unde suntem? Adică erau niște panseuri filozofice mai degrabă, știi, decât... Păi da, nu... Da, da, da. Și totuși era așa ca o piesă de teatru. Bineînțeles că am intrat și noi în jocul ăsta, că... Cum nu s-o putea să ne ridicăm noi? Te făceai de râs, cum să nu zici... Mm. Da. Și la Arad. Da. Bunica. Da, așa a început. Faza amuzantă este că primele două, trei vinuri nu ne-au spus absolut nimic, pentru că înainte să intrăm în restaurant și să înceapă degustarea propriu-zisă, un alt prieten adusese la degustare o sticlă de Lafroig. Nu știam ce e Lafroigul, nu știam ce înseamnă whisky afumat. Hai să vedeți. Bine, vorbim de... La momentul. Da, da, da. Vorbim de, ți-am zis, 2000 pe acolo, ceva de genul ăsta. Deci acum nici mai am țin decât 20 de ani. Da. Și whisky afumat. Zic, ok, hai să vedem. Am luat, am mirosit. Aici a fost clar, cârnații lui bunica, deci asta nicio dilemă. Și am gustat acel whisky afumat, după care am intrat direct la degustare. Deci primele vinuri au trecut pe lângă noi. Mă rog. Dar a fost foarte interesant. După care am participat la mai multe degustări în același loc și a început să-mi placă lucrul ăsta. A început să-mi placă convenția, a început să-mi placă filozofia. Dar, repet, atât timp cât nu te iei foarte în serios. Și, cumva, industria de băuturi suferă... Bine... Suferă de foarte multe metehne, dar una principală, o să fac o blasfemie acum și o să compar băutura cu muzica clasică. Uh-huh. Muzica clasică este într-un foarte mare impas pentru că a clădit niște ziduri în jurul ei. Este autodeclarată o muzică cultă la care nu are acces oricine. Uh-huh. Și exact acest snobism al muzicii clasice și conservatorism al ei a dus-o în punctul în care este acum, știi? Când de fapt muzica clasică a fost concepută pentru oameni, n-a fost concepută pentru elite. Da. Poveștile din jurul operei și operetelor sunt povești extrem de lumești. Uh-huh. Ea îl înșală pe el, a prins-o cu amantul, ăla s-a îmbătat și așa mai departe, știi? Băutura cumva tinde să fie tot așa foarte restrictivă dacă te lovești de puriștii din industrie, da, știi? Pentru că dacă nu simți bălegarul bunicii,
Nu de e bine, bălăgar bunici. Dar nu simți zarzărele stropit la ora 11 noaptea de care îți vorbește el, te simți ca ultimul. Ce zarzăre, frate, că... Păi dacă zice la zarzăre, o fi, înseamnă că sunt eu prost. Știi? Și atunci ți se induce această părere că ești prost dacă nu simți ce zice ăla. Și avem așa tendința să ne simțim foarte... Bine, și noi românii suntem foarte, așa cumva, mai cu ochii în pământ, mai timizi, mai dacă a zis ăla. Așa o fi. În momentul în care cumperi o sticlă de băutură, ea devine a ta. Ea devine a ta, tu ești proprietarul ei și tu faci ce vrei cu ea. Poți să alegi să simți ce vrei tu. Exact. Dacă lui ăla e miroasea afine și ție e miroasea fosfor, poate să fie la fel de bine chestia asta, pentru că e a ta și simți ce vrei cu ea, te bucuri cât vrei cu ea, de ea. De exemplu, am fost în... am o legătură foarte strânsă cu și cu zona de single malt. Zona de single malt, așa cum am cunoscut-o de aici, din România, este tot așa, o zonă foarte puristă. Suntem foarte puriști, folosim tot felul de ustensile, o pipetă cu care îmi punem apă înăuntru. Eu nu o folosesc, că mi se pare, ok, știu, eu să-mi reglez din apă, fac ce whisky vreau eu și așa mai departe. Dar știm că în whisky nu se pune gheață, în single malt nu se pune gheață. Și apă se pune doar foarte puțin cât să-l deschidă. Asta până când am fost în... unde am fost? Și mai știu unde am fost. Obțin Tokyo, nu era Tokyo. Afară din țară. La o lansare de single malt. Și... cu scoțieni original, mă rog, single maltul e business de familie, ei sunt tot din tată în fiu, din nepot în ce așa mai departe. Oamenii ăia, the real Scottish dudes, își puneau atâta whisky și restul apă minerală, știi? Deci era un fel de cocktail în loc de în loc de Prosecco, de exemplu, aia se bea, știi? Ca... Asta e partea proastă la acest Primitivo, că l-ai deschis și l-ai gustat odată și după aia nu mai poți să oprești. Chestia, dacă s-ar fi întâmplat în România, dacă și făcut-o eu în România la o degustare de whisky, aș fi fost răstignit. Da, da. Dar zic, man, ce faceți acolo? De ce puneți apă minerală? It's my drink. I use it the way I want. Fair enough. Da. Și atunci, asta cumva îmi... purismul ăsta exagerat este cel care îi face, cel care face majoritatea să aibă așa un fel de reținere față de tabietul băutului, știi? Pentru că nu vor să cadă în zona aia de mai muțăreală, snoabă, și este perfect de înțeles. Băutura este o chestie care trebuie să aducă oamenii împreună, știi? Nu să-i eșaloneze pe trepte ierarhice. Ăla este adevăratul înțelept al vinului și așa mai departe. Nu, man, este pentru toată lumea. Și atunci am încercat și încerc în continuare pe cât posibil să umanizez acest... această îndeletnicire, să-i spun așa. Dar acest smart drink e un proiect al tău, nu? Smart drinking se cheamă, smart drinking, și da. Practic e un proiect pe care îl gândesc de mulți ani. Și acum în pandemie, pentru că nu avem voie să cântăm, am zis ok, am niște timp liber, ce să fac cu el? Hai să mă ocup de smart drinking. Și am început cu acest Primitivo. Îmi place ideea de scouter, de băuturi. O să continui să fac chestia asta. Pentru la toamnă am găsit un alt produs, am găsit un cupaj între un Primitivo și un Negro Amaro, care tot așa este impecabil, cu mențiunea că nu este atât de easy going, adică ăla are nevoie într-adevăr de jumătate de oră, o oră, pentru a se decanta, știi? Ăsta Primitivo, ăsta e farmecul lui, că se poate bea instant din sticlă. Și o să merg mai departe cu chestia asta. E un proiect mai amplu. Acum, da, sper să mă și țin. Că... Da. Da.
dar deci mai ai și alte băuturi pe care urmează să le, da, să le aduci. Da. Sper. Dar ăsta e un vin, că apropo că vorbeai de habotnicismul ăsta, e un vin pe care poți să-l bei în orice întrunire socială sau ceva select sau poți să-l, da, bea? Da, din punctul meu de vedere este. Da? Da. Adică am fost la multe evenimente selecte, dacă vrei, uh-huh, unde selecția de băuturi era îngrozitoare. Adică, știi, common, ăsta este... Vinul ăsta este o capodoperă, știi, dacă e să mă gândesc. E foarte ușor de băut. Este, dar în același timp, vezi, e și foarte corpulent. Da. Și taninos, are absolut tot ce trebuie. Care, dacă ar fi să sfătuim oamenii care merg și se uită la raft și vor să aleagă ceva, care sunt aturile unui vin, după ce trebuie să se uite când vor să aleagă un vin bun? Nu unul pastilat care are cuțit medicament. Eu numai, sau nu știu, poate că locurile din care am început eu să-mi cumpăr băutură, numai, care e vinul ăla pastilat despre care se tot vorbește? Nu știu, mă gândesc că sunt vinurile astea care sunt foarte ieftine, făcute în masă și ca să facă atât de mult. A, nu, dar alea sunt probabil la buticul... I don't know, eu nu m-am întâlnit cu... Nu știu, mă gândesc că lumea de obicei când merge să cumpere băutură n-are toată lumea acces la un magazin de băuturi special pentru băuturi, cum, da, Alpha Drink, de exemplu. Majoritatea merg, nu știu, merg în magazin, în Carrefour, în Auchan, în Mega Image și acolo se edita mai raftul cu vinuri. Da, în primul rând, cred că un bun marker este prețul vinului. Uh-huh. Cu cât este mai ieftin, cu atât... șansele ca el să producă a doua zi probleme sunt mai mari, știi? Da. Teoretic, din punctul meu de vedere, dar repet, la mine vorbește doar experiența. Uh-huh. Nu am niciun fel de cunoștințe din astea atestate. N-am patalama. Este pur și simplu o experiență de 25 de ani într-o trupă de rock. Un vin alb nu ar trebui să fie mai ieftin de, cred, 20 de lei, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Și nu ar trebui să fie mai scump de 40 de lei. Dacă vrei să te dai în bărci, așa să faci o excepție și să-ți iei un Riesling german. Uh-huh. Cred că 60 de lei este maxim cât, uh-huh, merită să dai pe sticlă de vin alb. Pe gustul meu, știi? Bineînțeles, uh-huh, că există și vinuri mult mai scumpe și așa mai departe. No. O dată pe an, probabil că îmi iau și o sticlă de Chablis Grand Cru. Nu-ți place Chablis-ul? Da, așa, Chablis-ul e un... E ceva total special ce se întâmplă cu Chablis-ul și untul ăla pe care l-are în el. Ah, okay. Nu știu de el, nici nu cred că am auzit. Chablis-ul este practic un Chardonnay reușit. Hai, o dată pe an fac această aroganță și dau 100 de lei sau cât costă pe sticlă de Chablis, uh-huh, pe care o beau împreună cu doamna. La spumante, piața este cumva suprapopulată de spumante, nu avem cultura spumantelor, oamenii se duc la cârciumă și cer un prosecco, dacă face bule în pahar, pentru ei e suficient. E good enough. Oamenii comandă... brut, spumant brut sau prosecco brut, pentru că le place cum sună, dar în momentul în care le vine în pahar se așteaptă să fie dry, adică, da, nu e bun, ceva mai dry, dar nu dry, brut, dar cu gust de dry, se poate, știi? Am găsit un spumant care mie îmi place la nebunie, de exemplu, întâmplător la Alpha Drink l-am găsit, e un spumant Monte Rose, se numește, costă 27 de lei, uh-huh, este dry și este absolut impecabil. Este absolut impecabil și atunci dacă la 27 de lei poți să găsești o băutură, un spumant care să fie foarte bun, nu văd de ce există
produse la supraprețuite, știi? Asta e la vin alb. După aia la vin roșu, probabil că un vin roșu bun începe, dacă ai noroc, undeva în jur de 40 de lei. Uh-huh. Un vin bun. Nicel. Mai, acum depinde ce înseamnă bun, știi? Corect. Bun pe gustul meu înseamnă, uite, o să fac o paralelă cu muzica. Când am început să lucrez în televiziune la Megastar, prin 2000, whatever, pentru că munceam foarte mult, am zis, ok, trebuie să-mi fac un cadou ca să mă recompensez pentru toată munca asta. O vreau să-mi iau o chitară acustică, o chitară acustică ceva mai scumpă. Și am stat, m-am uitat pe internet și mi-am luat un Gibson Songwriter Deluxe, mă rog, pe care am dat în jur de 1400 de euro, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Mi-am luat chitara acustică, după care, mă rog, fiind pasionat, mi-am mai luat una, mi-am mai luat alta, dar am început un quest din ăsta, pentru că la scule, diferența între o sculă de 1000 de euro și o sculă de 1600 de euro, în sound, nu e o diferență de 600 de euro, știi? Uh-huh. E evident un mic upgrade, dar upgrade-ul ăla, te întrebi, valorează upgrade-ul ăla 600 de euro sau nu? Și atunci am încercat cumva să găsesc cea mai bună chitară într-o zonă de preț pe care mi-o pot permite. Și am hotărât că zona aia de preț să fie 500 de euro. Și am zis, nu mai dau mai mult de 500 de euro pe instrumente. Uh-huh. Prima condiție să fie cântate, adică să fie second hand. Da. Și am început și am stat și am căutat și am făcut scouting și așa mai departe. Și am reușit să găsesc instrumente la 500 de euro, absolut fantastice, instrumente care se bat așa face-to-face cu instrumente de 2000 de euro. Okay. Acum am încercat să translatez chestia asta inclusiv în băuturi, pentru că de fiecare dată când mă refer la băuturi, mă refer la băuturile pe care mi le permit. Degeaba whisky-ul meu favorit este un, nu știu ce, whatever, care costă 1000 de euro sticla, pentru că nu o să mi-o permit ever și chiar dacă mi-aș permite-o, nu, câți bani să am să pot să dau 1000 de euro pe sticlă de whisky? Și dacă dau odată, man, e odată, dar ce naiba fac dacă whisky-ul ăla de 1000 de euro devine whisky-ul meu favorit? I'm broke, știi? Da. Și atunci... când mă refer la vin, mă refer la vinul pe care mi-l permit, știi? Uh-huh. Și atunci un vin alb în banii pe care am și pe care sunt dispus să-i dau pe vin, ți-am zis 20, 40, 60. Uh-huh. Un vin roșu probabil, hai să nu zic 40, deși am găsit de-a lungul timpului, au fost niște ediții românești care inclusiv în zona de preț de 40 de lei erau fantastici, dar un vin roșu ar trebui să coste undeva în jur de să zic 50-80 de lei. Uh-huh. Bineînțeles că există capodopere, bineînțeles că există vin mai scump de 80 de lei, care este foarte bun, dar în același timp, pentru că și ăsta e în zona de 80, urăsc să dau 160 de lei pe o sticlă de vin și să fie... Man, pe ce dracu am dat banii? Adică nu... It makes no sense, știi? Da. Nu ne poșică, dar să fie la fel ca una de 80. Sau da, mai rău, știi? Sau mai rău, da. Mă rog, asta e, pe de altă parte, și cumva... Nu neapărat periculos, e farmecul vinului, că el trăiește în sticlă. Uh-huh. Și e posibil să nu fie vina lui. De ce s-a întâmplat corect, cu el. Să corect. Fie vina transportatorului, ăla care l-a... Asta tot exact, da, și așa mai departe. Asta, da. Oricum, am observat de când am început să facem că am prezentat și vinuri, am prezentat și bere, am prezentat și whisky și de fiecare dată mă sunt... te-ai gândit că, mă, la vin înțeleg că sunt habotnici ăștia, că zic, oh, Doamne, cum să iei vinul ăla, să bei așa ceva, nu se poate, dar aparent există, pentru fiecare categorie de băuturi, există acești habotnici care nu, la fel și bere, că am intrat pe niște grupuri, să ne mai, care-i cuvântul? Da, să ne mai expunem, să ne mai culturalizăm, na, ce mai zice și sunt convins că și la apă plată există efectiv, niște da. Habotnici. Da. Și la bere inclusiv, Doamne, cum să bei, dar noi simți și tu că are gustul ăla de noie, nu poți să bei așa ceva. Ok. Dacă știți voi. Fiecare să fie mulțumit cu el. Mm-hmm. Dacă tu ai zis că te-ai gândit la proiectul ăsta în pandemie, știu că ai făcut anul trecut prin iunie concertul ăla la Cluj, da, cu oamenii distanțați. Cum a fost?
A fost interesant. Dacă nu ar fi fost pandemie și ar fi venit un regizor nebun la noi să ne zică am o idee de concert, cântați acustic, oamenii stau în fața voastră pe scaune și poartă măști. Faceți? Bă, da, ar fi fost o idee tare. Regizor nebun. N-a fost un regizor nebun, sau a fost the craziest one. Da, exact, da. Da. A fost interesant. În primul rând, ne-am bucurat noi foarte tare că ne-am întâlnit noi între noi colegii, știi? Pentru că ne-am mai văzut sărăm de 3 luni, cred, ceva de genul ăsta. Concertele noastre acustice au loc cu noi pe scaune, așa că oamenii din fața noastră stând pe scaune n-au reprezentat o problemă. Da, da. Cel mai ciudat a fost că aveau măști pe față și că cântau melodiile, versurile prin măști și se auzea foarte ciudat, așa. Da. Dar cu excepția lucrurilor astea a fost o mare bucurie, atât pentru noi cât și pentru oamenii de acolo. Știu că pozele păreau destul de scary. Dar acum, dacă te uiți în urmă, a trecut deja un an de la primul lockdown și nu mai e scary, adică este normal. Ceva obișnuit. Da, ne-am obișnuit cumva. Trebuie să zici, dar ne-am obișnuit. Da. Și mai e pe listă astfel de concerte, drăguță? Prin București, poate? Din păcate, în momentul de față, cântatul este interzis. Organizatul de evenimente este în plop. Nici măcar așa, distanțare, cum a fost atunci? Nu. Deși a trecut un an de la primul lockdown, deși a apărut vaccinul, deși au apărut testele de anticorp, deși au apărut testele astea rapide, care au acuratețe de 98%, guvernul consideră că industria de evenimente trebuie să fie în lockdown. Deși Horeca este într-o oarecare măsură deschisă și primește ajutor de la stat, în sensul că terasele au voie să funcționeze cu 30% din capacitate, dacă pe acea terasă care funcționează cu 30% din capacitate pui un om cu o chitară să cânte, ăla face pușcărie, pentru că nu ai voie să cânți pe terase. Okay? Da. E o situație extrem de stupidă. Nimeni din guvern nu-și asumă niciun fel de autoritate, nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru a semna orice fel de act care să să deblocheze într-o oarecare măsură situația în care este cultura în momentul de față. Da, este ceva total absurd. Mai mult, se vor juca 4 meciuri în UEFA. 4 meciuri care se vor juca cu 13.000 de spectatori pe stadion, adică 25% din capacitate. Și la sfârșitul acestei epistole care anunță acest lucru, se spune că aceste 4 evenimente nu pot fi considerate un precedent pentru alte evenimente din industrie. Adică doar statul are voie să organizeze aceste 4 meciuri cu spectatori, cu 13.000 de oameni pe stadion, dar doar ei. Pentru că UEFA este considerată de importanță națională. Okay. Și faptul că ea a organizat chestia asta nu poate să fie un precedent pentru noi, să spunem, voi ați făcut, lăsați-ne și pe noi să facem. Nu, noi nu avem voie. Deci aparent s-au gândit la asta și au trecut asta. Ce mi se pare cel mai trist este că oamenii de rând vă văd doar pe voi, artiștii importanți mari. Nu văd și oamenii din spatele vostru care suferă poate mult mai mult. Da. Și asta mi se pare și mai trist, că zic, dar ce ai tu nevoie de bani, că tu ai bani? Era petiția respectivă la un moment dat pe care... O semnau toate vedetele. Da. Și mi s-a părut aberant când citeam comentariile, că ei ziceau, vai... Ești tu săracă, hai, lasă. Mai ales la Delia, efectiv. La Delia, am Delia de... Da, oamenii au... Bănuiesc că e peste tot în lume chestia asta. Există această prejudecată că dacă apar la televizor ești bogat. Da? Vedetele sunt bogate și mai este și La Fontaine. După ce mor o să mai iau de gât cu La Fontaine pentru fabula lui cu greele și furnica. Zic, fucking fabula asta a transmis așa către omenire ideea asta că ea care cântă sunt niște fucking impostori care nu fac nimic și o freacă toată ziua, știi? Și ei, evident, sunt furnicile.
da. Ceilalți, știi? Da. Și atunci noi greierii, cum ne permitem noi să venim să cerem ceva? E drept că scrisoarea a fost semnată foarte pe grabă și a fost prost înțeleasă de cei care au semnat-o. Dar ideea de bază este că în momentul de față, și în momentul de față, din octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, suntem în aprilie, de 7 luni de zile, ca să nu mă includ în nicio... Eu sunt un artist profesionist independent, ok? Nu sunt angajat, nu lucrez la nicio corporație și așa mai departe. This is what I do, cânt. Mie mi-este interzis, mi-este stopat dreptul constituțional la muncă. Deci dreptul la muncă este garantat de Constituție, ok? Iar eu nu am voie să muncesc. Pentru că sunt niște motive. În primul rând ar trebui să primesc fiecare restricție, trebuie să vină la pachet cu despăgubiri. Tu nu ai voie să muncești, eu sunt statul, nu te las să muncești acum, dar uite niște despăgubiri pentru perioada în care nu poți să muncești. După care trebuie să vină cu o variantă de relaxare. Oamenii, normal, văd băiatul sau fata de la televizor care spune, man, pe mine nu mă lasă guvernul să muncesc. Vreau dreptul meu la muncă, dreptul meu garantat de Constituție. Și atunci ei spun, dar apucă-te, frate, de altceva. Apucă-te de Uber. Ia o lopată, ia o sapă. Ei nu se pun niciodată în pantofii omului căruia este interzis dreptul la muncă, știi? Adică, I don't know, orice fel de altă meserie, știi, ar avea ei. De mâine nu mai ai voie să lucrezi casier la bancă. Stop. Guvernul ți interzice chestia asta. Și stai și aștepți. Stai și aștepți după guvern, la un moment dat, să ai voie din nou să muncești. Cât stai și aștepți? Și bați la ușă și întrebi, dar eu de ce nu am voie să muncesc? Când acolo, uite, că sunt evenimente, sunt 30% din capacitate, sunt oameni care stau la terasă. Cu ce te încurcă dacă și eu stau cu o chitară acolo și cânt lângă? Nu, tu n-ai voie. Mă rog, este total aberant. Da. Asta e țara în care trăim. Am văzut că și în Barcelona au făcut concertul la pilot în care lumea se testase înainte, avea devențele de vaccinare și a fost... Se încearcă tot felul de variante. Da. E drept că industria asta de spectacole, într-o oarecare măsură, se bazează, cel puțin după colectiv, pe niște reguli foarte stricte de safety. Noi, de exemplu, cred că suntem prima trupă, singura trupă din lume. Nu știu, probabil că mai sunt și altele, dar n-am auzit. Noi în februarie 2020, la concertul nostru din Hard Rock Cafe, înainte de pandemie, înainte, se zvonea că s-ar putea poate să vină ceva. Noi produceam măști cu vița de vie și le dădeam gratis la concerte. Inventaserăm un hashtag din ăsta, safe and sound. Voi să fiți safe, că nu se știe ce o să vină și noi vă dăm sound-ul, știi? Și toată lumea e fericită. Purtați măștile, noi cântăm și it's fine. Și așa mai departe. Și cu toate astea, nu suntem lăsați să cântăm. Și situația este din ce în ce mai dramatică. O să vedem. Nu, eu personal, eu n-am apucat să merg până acum la niciun festival din ăsta mare, gen... Electric Castle la... Și anul trecut am zis, am un prieten care e foarte pasionat, a fost la absolut toate festivalurile care au fost până acum în România și a zis, mă duc și eu îmi iau și eu pentru Electric Castle și ne-am luat amândoi și efectiv primul la care am vrut să merg s-a terminat numai. Da, păstrați-vă biletele că... Da, păi le ținem acolo la adăpost. Guvernul ne-a asigurat că octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Da. Și abia în iunie o să vină cu un comunicat despre un oarecare plan de relansare al industriei de spectacole și Horeca. Deci 9 luni. Ei de 9 luni se gândesc cum o fi mai bine să facem... Deci dacă nici după alea 9 luni nu se vine efectiv cu un... Măcar haideți să mergem la ele, mergem vaccinați, mergem cu teste, mergem cu orice. Știu, deja există vaccine, ar trebui să se poată face niște chestii în direcția asta.
Da, plus că dacă vreau, gen, dacă îmi pui condiția să îmi fac testul și să vin, de ce să nu mă lași să fac asta? Vreau să realizați fac asta. Că noi de 7 luni de zile, cel puțin 7 luni plus alte 3 luni, deci de 10 luni, avem discuțiile astea cu guvernul every fucking week. Da, mi-imaginez. Adică orice sună logic, man, it isn't. Adică te duci, da, aveți dreptate, o să ne gândim. Haideți să facem un grup de lucru. Haide să nu știu ce, hai să facem. Asta e o schemă, nu e bună, trimite-o la cultură. La cultură apare o altă schemă, știi? Problema este și că acum este un oarecare jihad, în sensul că PNL-ul cu USR Plus-ul sunt... Sunt în ceartă. Da, mă rog, fuck it, da. Hai să căcat. Trecem înapoi. Da. Da. Mai luăm o cură. Vezi ce s-a întâmplat cu el? Jesus. Fac mișto de tine. Nu, dar chiar s-a întâmplat ceva cu el. Păi, dar nu știu ce să zic acum. Gustă, nu simți, e mult mai deschis. Mult mai lat. Da, are mai... Adică prima oară se simțea doar gustul ăla așa super stiff de struguri copți. Uh-huh. Acum este puțin mai low asta și... Tu știi că îmi pare rău de tine, deci... Da. O să bea și să eu. O să bea da. Okay. E ok, facem. Ai vreo băutură care simți tu că nu are suficient spotlight la cât de bună? Este un tip de băutură de care nu prea ai auzit în România. Ca să ne dai idei. E foarte interesant la băutură, momentul în care o bei contează, mood-ul în care ești tu, pentru că băutură poate să fie aceeași, dar în funcție de mood-ul tău poate să aibă alte gusturi în zile diferite. Și locul în care o bei. Există băuturi pe care există, de exemplu, vodka, singura vodka pe care am putut să o beau este o vodka făcută din chimen islandeză. Ok. Care mi-a plăcut la nebunie. În același timp, să zicem așa, am niște verișori în Suedia, știi? Și de fiecare dată când vine în România, mergem la munte, pălincă, sure, toată lumea e nebunită după pălincă. Și bineînțeles că l-am făcut cadou o sticlă de pălincă să plece cu ea acasă. Suedezii fiind și ei recunoscuți ca niște consumatori. Și i-am întrebat, guys, ați ajuns cu pălinca? Cum e? Ați spread the love, the pălincă love prin Suedia? Și am zis, n-am ajuns acasă, dar cât de mult ne-a plăcut acolo în România, parcă aici în Suedia, parcă nu mai așa bună. Și au venit cu următoarea explicație, it doesn't travel well, știi, nu călătorește bine, adică e foarte mișto aici în România, dar acolo în Suedia nu se mai potrivește cu ce e în jur. La fel cum e cu Uzo-ul, de exemplu, pentru mine, știi? Uzo, ăsta. Îmi place foarte tare de fiecare dată când mă duc în Grecia, în toate formele lui. Când ne întoarcem în țară, la început, aduceam și o sticlă de uzo ca să terminăm, să avem și acasă atât de bun. Să mai aducem vacanța acasă. Puțin. Exact. Și acasă niciodată nu. Adică beam un pahar așa... Nu e, nu mai e. Uzo trebuie să fie băut acolo, la el acasă, în mirosurile alea, în clima și așa asta, mai departe. Asta am simțit cu că recent am făcut un episod și despre limoncello și efectiv până avea același gust ca atunci când am mers în Italia, că am mers prima oară când am gustat, am intrat într-un magazin din ăsta de băuturi de-a lor și avea o degustare de limoncello și toată lumea putea să intre, să ia, să guste, să plece. Și era, bă, da, mă, se potrivește cu tot. Bun, mă. Aici parcă avea gust de zahăr cu lămâie, efectiv, asta a fost. Așa că nu știu exact ce să zic, ce băuturi sunt subapreciate aici. Poate unele din ele pur și simplu nu se potrivesc. Da, exact, nu. Posibil. Curiozitatea mea e dacă ai o băutură preferată, aia care să fie pentru tine numărul 1. Dacă ar trebui să nu mai bei nimic niciodată, pe aia să bei, tot timpul. Ar fi o crimă pentru mine chestia asta. Imagine. Tocmai de
nu sunt genul de om care nu sunt genul de băutor care se atașează de o băutură și o bea pe aia până la sfârșitul vieții. Uh-huh. Și din contră, îmi place să mă bucur de întreaga întregul curcubeu de gusturi și de oferte, știi? Uh-huh. La fel cum e la vin, e și la single malt. Sunt câteva care îmi plac. Bineînțeles, în zona de preț pe care mi-o permit, repet. Dar nu... De exemplu, e tot timpul în casă, știu că este un Glenfiddich de 15 ani și un Artbeck de 10 ani. Uh-huh. Sunt, mă rog, și mai sunt câteva sticle pe care nu le beau, pe care le țin acolo. Glenmorangiu, de exemplu, Quinta Rubanu, au avut ei ideea acum vreo 2 ani de zile să-l schimbe, să-l scoată la 14 ani, nu la 12 ani. Și... când l-am gustat pe cel de 14 ani, am intrat ușor în panică. Pentru că mie îmi plăcea ăla de 12 ani. Foarte tare. Ăsta de 14 ani, 2 ani în butoi înseamnă foarte mult, știi? Uh-huh. Adică îl prefer Glenfiddich-ul de 15 ani celui de 18 ani, pentru că butoiul la un moment dat poate rotunji prea mult lucrurile. Iar în cazul lui Glenmorangie, ăla de 12 ani era perfect pentru mine, pentru că era încă suficient de crud ca și de astringent, așa, avea niște mici țepușe. Ăsta de 14 ani era deja mult mai rotund. Și am dat soară în țară, Bozo, săracu, am reușit să găsesc 2 sticle. Una s-a băut de atunci, în memoria, și una a rămas. De asta v-am adus și eu 2 sticle de vin. Întotdeauna îmi place când sunt lucruri speciale, trebuie aduse 2 exemplare. Mm-hmm. Unul se bea, unul se păstrează, știi? Da, da. Așa este. Da, și noi ținem la chestia asta. Da. Așa este. Ai vreun sfat pentru oamenii care acum încep călătoria în arta băuturii? Păi, inevitabil... Cred că să aibă foarte mare încredere în ei și în gusturile lor. Asta este cel mai important. Uh-huh. Și să nu cumpere actul în sine, știi? Uh-huh. Adică actul, nu actul, mă rog, actul, da. Joaca asta de persoană foarte importantă care cugetă în fața unui paharel, da. Bineînțeles, cu toții probabil începem more or less într-o încercare de dibuire a limitelor alcoolului, să vedem până unde, ce efect are asupra noastră și așa mai departe. Dar în mod ideal, la un moment dat și cât mai repede, la fel cum suntem interesați de ce haine punem pe noi, ce mâncăm, câte calorii are mâncarea aia și așa mai departe, cum ne facem părul, produsele cu care ne spălăm pe dinți, ne, nu știu, bărbierim, ne whatever, la fel trebuie să fim atenți și cu ce bem. Pentru că există foarte multă băutură și ea trebuie cumva aleasă pe motive de calitate. Uh-huh. Și nu pe cantitate. Deși începem cu cantitate, cantitatea trebuie redusă și trebuie câștigat la capitolul calitate. Pentru că astfel reușim să ne bucurăm de fiecare get the most of it. Uh-huh. Asta, exact. Asta cumva înseamnă în capul meu smart drinking. Tot acest abiet al dezvelitului de sticlă, scosul dopului, alesul paharului. Apropo, putea să aveți și voi niște pahare mai bune. Scuze-ne, ne pare rău. Avem unele mai bune, dar sunt brezite. Le țineți pentru oaspeți. Sunt brezite cu alte crame. Am înțeles. Și era dubios. Paharul, băutura din el, discuția din jurul chestii astea e... Asta e motivul pentru care, de exemplu, nu susțin legalizarea marihuanei în România. Uh-huh. Adică noi în continuare suntem un popor foarte proaspăt coborât așa din copaci, la fel cum avem sindromul ăsta de băut mult și prost ca să ne facem varză, să ne dăm reset și toate prostirea. Vorbele astea populare. La fel ar fi și cu iarba, știi? Da. Adică toată lumea ar lua-o și
s-ar face thunder, thunder, thunder. E, acest hai să ne facem thunder, hai să ne dăm reset, chestia asta e chestia care oprește cu adevărat bucuria, adevărata bucurie de a, de a savura un pahar de, de băutură. Dar în momentul în care faci switch-ul de la cantitate la calitate, o să vezi care e cu totul altă... Este decât să te duci la psiholog și să plătești toți banii aia, știi, sau tot felul de cursuri de coaching, de terapie, de becoming, de mind, whatever. Take your time, tu cu tine, cu paharul tău, cu sticla ta, cu prietenul tău, cu familia ta și bucură-te de micile plăceri. Dacă v-a plăcut de noi și de invitatul nostru, nu uitați să dați like, subscribe și să apăsați clopoțelul pentru notificări. În plus, noi vă recomandăm să încercați acest primitiv omaso antico de la Alpha Drink. Nu uitați să mai intrați și pe Drinkaholics din când în când și Paște fericit! Pa, pupa!